Bună ziua, dragi telespectatori, ne revedem din nou cu bunul meu prieten, cu Enache Tușa, după ce săptămâna trecută am tratat, printre altele, și despre Bairam, care v-am zis că înseamnă sărbătoare. Astăzi o să ne îndreptăm atenția către un obiect de studiu care, din păcate, pentru mulți dintre noi este o enigmă sau, în orice caz, plutim așa necunoscut când auzim de sociologie, deși, iată, Dimitrie Gusti, știu că ești un mare admirator de-a lui Dimitrie Gusti, nu? Este unul dintre cei mai mari sociologii europeni. Cel mai mare din România și cei mai mari din Europa. Exact. De ce s-a întâmplat acest lucru? Pentru că în epoca lui Gheorghe Gheorghiu, deci dintr-un motiv pe care o să ni-l explici tu mai mult, sociologia a fost practic interzisă. Bine ai venit, Enache, în emisiunea mea, la mulți ani, pentru mulțumesc că săptămâna trecută a fost și ziua ta. Mulțumesc frumos. Și hai să definim cât mai pe înțelesul telespectatorilor ce este sociologia, o definiție cât mai pe înțelesul lor și care sunt instrumentele sale. Cu ce instrumente acționează sociologia? Operează, lucrează. Operează, da, mai corect, da. Ca să operează. Vorbim științific. Da, da. Păi vine, în primul rând, conceptul de sociologie. S-a impus că inițial francezii, creatorii, de fapt, sociologiei, părinții fondatori, am putea spune, au vrut să o denumească inginerie socială, care cumva suna tehnic și era disputa aceasta între umaniste și științele teoretice, științele exacte, și atunci i-au spus sociologie, de la socius, cuvântul latin, adică verb a fi împreună, da, a socializa, și logos, evident, logos, știința de a trăi împreună, a socializa, sigur că da. Doar că de aici sunt derivate societate, socializa, adică a trăi împreună. Socialism, apropo, da, curentul, de fapt, doctrina politică socialism, care niciodată n-a putut să fie fundamentată, e doar ipotetică. S-a și numit Republica Socialistă România. De ce? Pentru că avea această dorință Partidul Unic, Partidul Comunist, de a putea impune latura socială, adică cu trimitere către politicile sociale și către grija partidului, ca să folosim față de popor, să folosim sintagma limbii de lemn. Pe care îl confundau cu, da, așa zisa, clasă muncitoare. Da, clasă muncitoare. Muncitorii de la orașe și sate. Da, de la orașe și sate, începea, de fapt, cu această clasă muncitoare, continua cu agricultura, cu agricultorii, de fapt, cei care lucrau, de fapt, pământul și care erau numeroși și de care, să știi că s-au ocupat foarte puțin. În ciuda a ceea ce au spus, s-au ocupat foarte puțin și chiar i-au chinuit pe țărani comuniști, pentru că i-au supus unei terori, în primul rând, în anii 50 și până în 62, că a durat vreo 13-14 ani procesul de colectivizare. E o poveste destul de complicată. Când au lovit în cei mai buni specialiști, până la urmă, dintre specialiști, țăranii mijlocași, care și erau harnici. Cei mai harnici și mai întreprinzători. Aici a fost o capcană. Directiva de stat a partidului spunea că undeva 10-15% dintre țărani sunt chiaburi și, de fapt, nu erau. Erau oameni care știau să-și administreze mai bine resursele și erau oameni care și ei, la rândul lor, lucrau pe câmp, lucrau cu utilajele pe care le aveau, cu inventarul agricol. Și atunci au trebuit să dea heirupismul acesta, să dea procentul acela și i-au luat cu dea valma. Au restat pe da. Cred că prin 62 sau 63, în penultimul an al vieții lui Gheorghiu, deci într-o plenară, a dat un număr de 80.000 de țărani, 80.000 de arestări, de fapt, pentru că a și justificat deja, deși a și justificat această violență, că a fost o opoziție, de fapt, a unei părți a țărănimii împotriva regimului de democrație populară, apropo, altă sintagmă. Așa apărea în Constituție, da. Și NAFO, numai regim de democrație populară. Numai democrație. Sigur că da. Și mai mult decât atât, au încercat să segmenteze, de fapt, lumea țărănească, adică să o învrăjbească, cu alte cuvinte, în sensul că erau țăranii buni care fusese lăsați în voia lor și, de fapt, erau cei care nu mai aveau absolut nimic. Da. Pentru că, deși s-a făcut o reformă agrară în 1945, ea nu a fost suficientă. Să știi, s-a dat un singur hectar. Da. Paul, toate reformele agrare de la 1864 și până în 1945 au fost insuficient gândite, pentru că succesiunea asta, deci 64, 21 și 45, ele au fost, de fapt, niște măsuri politice cumva să repare elemente care erau atunci vizibile și să le pacifice. Care erau tensionate, că au dat naștere la cele mai mari tensiuni din Europa. Cele două răscoale, 1888, despre care nu se știe mare lucru, pentru că
în cărțile de istorie nu prea se vorbește despre acea școală foarte violentă de altfel. Acolo da, a fost, da, de fapt, da, o suprapunere a două grupuri sociale. Statul cu instituțiile lui, exact, exact, și societatea țărănească, care, de fapt, era într-o mizerie cruntă, da, și care, de fapt, nu, statul nu-i găsise o logică sau un proiect de dezvoltare și de modernizare. Adică trebuia să înceapă cu modernizarea țărănimii și nu s-a început, da, cu asta. Da. Ba mai mult decât atât, țărănimea trebuie să plătească din munca ei modernizarea statului. Da, modernizarea statului român s-a făcut pe munca neplătită a țăranilor. Ea la cum plătesc datoriile făcute aiure. Da, da. Și, asta se face de secole. Și conflictele majore, sistemice, da, au răbufnit în 1907. Normal. Da, normal, o problemă foarte complicată pe care, de fapt, nici comuniștii nu au putut să rezolve. Soarta țăranului român a fost precară permanent în toate regimurile României moderne, da, de la Cuza, da, și până acum. În... Da, acum, până situația paradoxală e cea mai bună în toate timpurile. De ce? S-au comasat, pământurile s-au făcut ferme mari. Primesc subvenții. Subvenții, da. Politica, da, europeană e o politică care gândește, de fapt, agricultura ca o sursă fundamentală, pentru că e nevoie de hrană pentru, da, popor, normal, pentru, normal, societăți. Da? Și de a preveni, până la urmă, niște mișcări, da, sociale. Și de a preveni niște mișcări sociale, sigur, da, că da. Să ne întoarcem la sociologie. La sociologie, da. Știi că, de fapt, există precursori în toate societățile, da? La noi ar fi Ion Neculce, care era un erudit, Miron Costin a lăsat și el câteva scrieri legate de popor, Dimitrie Cantemir, la fel, descrierea Moldovei și modul în care sunt oamenii acolo conturați, iar în secolul XIX avem pe Dinicu Golescu, avem așa zisul complex Dinicu Golescu, care scrie o lucrare după o călătorie extinsă în Europa, Însemnările ale călătoriei mele. Excepțional, am unde, citat-o și, da, eu. Unde, dacă, da, are mai multe, da, ediții. Atinge și istoria, e și un program, sigur, politic, sigur, acolo. Sigur, foarte, da, interesantă, da. Și Golescu, Dinicu, unul dintre cei patru frați, era un erudit, știa mai multe limbi străine, da, avea relații, să spunem, de știință, de educație cu mari personalități europene și evident că era acceptat în acele cercuri și el a comparat, de fapt, spațiul românesc de unde venea el și inclusiv boierimea, el o suprapune, adică spune despre boierea română că îi privește către Orient mai degrabă decât către Occidentul acesta care ne arată luminile, adică în sensul, da, da, iluminării minții. Da, era și epoca iluministă. Sigur că evident, da. Dar, de fapt, secolul XIX este cel care va contura, să spunem așa, un curent despre societate. Dar științific, el, științific, adică cu, da, instrumente științifice. De ce? Plecând de la Golescu, Nicolae Filimon chiar, Eminescu, da, Eminescu, da, are o componentă importantă socială, el spune, da, supra, superpătura, subpătura, teoria aceasta modernizării europene, teoria claselor parazitare, foarte interesant. Da, 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 Eminescu, da, nu se predă în perspectiva aceasta. Noi știm pe Eminescu în calitate de poet, îl știm în calitate de... Pentru că acolo a fost influența, da, lui cea mai, da, mare, da, evident, da, da, da. Și, dar scrierile lui sunt imense, da, am văzut și politice, toate sunt și cele 14 volume, parcă sigur, sunt, sigur, ceva, sigur, de... După care, de fapt, sociologia, în perspectiva ei științifică, se conturează odată cu gustii. Odată cu gustii, de ce? Pentru că, între 1878, adică dobândirea independenței statului român, da, da, și începerea Primului Război Mondial, se creează câteva nuclee, să spunem, ai nucleele reprezentanților științelor acestea umaniste și exacte, sociale, care studiaseră, da, în Occident și care, da, întorcându-se în Principate, în țară, că avem România, avem vechiul regat până la 1918, da, da? Au încercat, de fapt, să contureze științele și s-au fondat școlile, s-au pus bazele universităților, au început să contureze grupuri de studenți, de intelectuali. Încet, încet, cultura aceasta românească și științele au început să dezvolte pe structura modelului european, pentru că modelul de dezvoltare științifică este cel european, în speță francez și după aceea... Mai ales influențe... că, să nu uităm, că este o perioadă în care Academia dispunea de o autonomie reală, da, factorul politic română, nu a... Da, inițial. Da, 1866, da, după care Academia. Și după, da, după 81, da, dar evident, da, a devenit, da, Academia Română. Dar ce vreau să subliniez aici referitor la studiile academice, să nu uităm că mai mult decât atât, da, vechiul regat a făcut o activitate de patronaj a inteligenției, cum se, da, spunea, sigur, atunci, și artelor, din și Transilvania, și da, sigur, da, sigur, prin acea societate culturală la care era, de fapt, secretar Nicolae Iorga și le dădea burse, îi trimitea, da, pe cei mai
mai inteligenți români. Și după aceea, să nu uităm. Exact, și după aceea ei au venit și au îngroșat, să spunem, pătura aceasta de intelectuali. Care era destul de subțire comparativ cu populația, cu numărul era normal, într-un fel, că eram la începuturi. Sigur, și acest patronaj a continuat sub fundațiile regale, care de fapt au subvenționat cercetarea sociologică în primul rând și o să ajungem și acolo. De fapt, aceste 3-4 decenii, deci între 1878, practic 1881, de la declararea României ca regat și până la primul război mondial, lucrurile se conturează într-o perspectivă europeană. Gusti deja se întoarce la 1910-1911, se întoarce de la studii din Germania și vede de fapt acolo că societatea era constituită altfel. Gusti era un fin observator al realităților românești și și-a dat seama de fapt de fractura majoră care exista între lumea țărănească, lumea de jos, lumea care era practic neinstruită, adică nu avea carte, trăia în mizerie, avea nevoie de intervenție socială reală, politic vorbind, instituțional, adică la nivel de program politic public. Cum are nevoie și acum, fie vorba între noi. Situația acum e ceva mai bună, Paul, pentru că succesiunea de regimuri... Nu la nivel de populație, știi, mai degrabă la nivel, am putea spune, de, nu știu, de elită țărănească, în ghilimele, că au apărut fermierii ăștia mari, dintre care mulți nu mai sunt români. Țăranul român de acum are totuși condiție materială mai bună, are o casă, are o... Atunci era crunt, Paul, era sub orice critică și studiile, de fapt, rapoartele medicilor din epocă, rapoartele celor care erau, de fapt, fie inspectori școlari, fie inspectorii guvernamentali, adică sunt crunte. Și cu pelagra. Multe lucruri, foarte multe lucruri nocive despre care oamenii de astăzi nici n-au auzit. Da. Și atunci, Gusti ce face? Creează în primul și în primul rând, ocupă cu greutate o catedră, că atunci ca și acum, este, pilele. Mă rog, sunt sforile acestea care se trag. Da. Cu ajutorul lui Maiorescu și a lui Iorga, ocupă o catedră la Iași în primă fază, unde are un curs de etică socială și ulterior va transforma într-un curs de sociologie. Se transferă la București după doar câțiva ani de zile și la București creează un seminar de sociologie în cadrul facultății de litere. Exact, știu, pentru că Onisip Forghibu, de care m-am ocupat eu, a participat și el, printre altele, și la lecțiile lui Dimitrie Gusti. A participat, era cumva din zona intelectualilor, pentru că el, Iorga, Constantin Rădulescu Motru, ei au fost, de fapt, să spunem, mentorii acelor grupuri de studenți. Da. Ulterior, Gusti inițiază, începând cu 1925, inițiază o serie de, să spunem, investigații sociale in situ, adică în sate din diferite provincii românești. Și începe prima dată în Goicea, într-o comună care se numește Goicea Mare, în județul Dolj, în 1925. Atunci participă o serie de studenți și câțiva colaboratori ai lui, profesorii de la seminarul de sociologie și profesori din alte domenii, din alte discipline. Urmează după aceea Nereș, urmează Rușețu în diferite zone, Fundul Moldovei, Drăguș, în Făgăraș, și acestea se succed la interval de un an, doi ani de zile, până prin 1930, când deja Gusti își dă seama că e nevoie, de fapt, de o intervenție la nivel structural, social. Și ajunge ca prin anii 35-36, o enciclopedia mai târziu publică. Nu, dar în sensul că ajunge la ideea că e nevoie de un grup. De un grup și enciclopedia, de fapt, va fi redactată de multiple personalități, pentru că acolo avem un grup cei mai mari academici important, pe științe sociale. Și el a coordonat-o. El a coordonat cele 4 volume apărute. Erau proiectate 6. Bun, atunci ce face? Inițiază un program academic, studențesc, prin care erau invitați studenți și studente din toate specializările academice românești să participe în cadrul acestor echipe. Studențești regale se numeau. De ce? Pentru că ele erau patronate și susținute financiar de fundațiile culturale regale Principele Carol. Da? Bun. Și atunci, pe care Ferdinand le-a continuat, pentru că să nu uitam, Ferdinand era academician, dar pe bune. Și el era un om de știință. Era foarte pasionat de cercetare. Da. A continuat și au continuat în foarte multe, în câteva mii de localități, de-a lungul acelor 15 ani, 1925 până prin 1940, 39-40, când începe războiul, și au fost sistate, pentru că din cauza războiului nu mai puteau fi susținute și fondurile mergeau în altă parte. Și inclusiv în Dobrogea au venit. Au venit în Dobrogea de Nord, în Dobrogea de Sud. Am avut echipe studențești la Ferdinand, în actual Mihai Gogălnicianu. Am avut echipe studențești la Ostrov de Tulcea, la Pecinaga, la Văcăreni.
Am avut echipe în sudul Dobrogei, în comunele care atunci se numeau Ferdinand, Regina Maria, Cusuiul din Vale, Bazaurt. De ce? Încercau de fapt să vadă compoziția etnică, să vadă de fapt modul în care satul poate evolua. Interacțiunile, da, probabil, dintre... Era denumită de fapt o muncă de intervenție socială sau muncă de ridicare a satului, ridicare în toate formele posibile, da? A fost un efort extraordinar. Extraordinar. Și să știi, Paul, ca să facem o remarcă. Oameni de talia lui Iorga, lui care puteau să stea bine mersi, să-și vadă de Gusti, meseria lor. Gusti nu s-a mai adus la toate. El inspecta în diferite provincii, pentru că erau multe echipe. Era firesc. Dar colaboratorii lui, cum ar fi Vulcănescu, cum ar fi Henri Stahl, cum ar fi după aceea Octavian Neamțu, da? Și săracii au Gheorghe făcut, Blădescu, Răfoasa, făcut închisoare. Da, așa le-au Constantin, Dumitru Constantinescu Mirceș, care s-a ocupat chiar de Dobrogea. A făcut prima monografie despre ezibei, prima monografie pe model gustian din Dobrogea, da, și unica, de fapt. Adică efortul lor a fost considerabil și cred eu, ca să fac o paranteză aici cu discuția noastră, dacă ar fi continuat până în anii 60-70 tipul acesta de investigație al echipelor studențești... Acum aveam niște răspunsuri clare. Da, și societatea ar fi arătat altfel. Da. Adică ar fi fost educată lumea din perspectivă socială vorbind, da, principii, modul în care societatea s-a conturat, principiile etice, sociale, culturale, da, ori s-a... oprit la 1939 și după 45 lucrurile au stat într-un anumit mod, o să explic după aceea. Cert este că toți acești studenți care veneau din diferite specializări, teologie, matematică, medicină umană, medicină istorie, veterinară, inginerie, istorie, toți în sat se ocupau de componenta clară. Profesorii de istorie vorbeau cu învățătorii și cei de limbă română și cei de religie vorbeau cu învățătorii și pregăteau în sensul în care ajungeau informațiile noi la ei, da? Medicii, studenții la medicină umană le pregăteau pe doamne și pe bătrânele, pe moașe, care de fapt asistau la nașteri, îngrijire, erau săi de asistente moașele la vremea respectivă. Cei care erau medici de medicină veterinară îi ajutau pe țărani și îi învățau cum să trateze animalele, cum să prevină anumite boli, anumite epidemii, să spunem, și bolile dăunătorii pentru plante, cum să-și planteze copacii, cum să-și construiască de fapt adăposturile. Cei care erau ingineri de construcții, cum să-și construiască casele. Chiar au făcut drumuri studenți, au făcut poduri, au construit biserici. E o chestie foarte importantă care nu se cunoaște. Da. Toate aceste realizări sunt publicate în anumite reviste ale Școlii Sociologice de la București, pentru că întreaga această întreprindere se numește Școala Sociologică de la București. De ce? Da. Pentru că a avut sediul facultatea ulterior, că a fost creată o facultate de sociologie după seminarul de sociologie la Universitatea din București și tot conceptul acesta cu personalități, cu instituții, cu... de asta se spune că Gusti a fost creator de școală și de instituții. Da. A fost un adevărat vizionar. De asta spun că eu sunt foarte pasionat și știu că ești pasionat de Gusti. Apreciez în perspectiva în care punea problemele și cât de bine le identifica. Aici și să zic și din ce cauză cred că ești artă. Foarte pasionat, pentru că tu ai grădina ta, îți place mediul rural, ești îndrăgostit de el, nu vrei să părăsești mediul ăla, dar pe de altă parte nu ești universitar, adică ești undeva plasat între cele două lumi și atunci ai și o viziune științifică a ceea ce se întâmplă acolo și e normal să... Da, eu văd ce se întâmplă, spre exemplu, acum în lumea rurală, pentru că trăiesc în lumea rurală și fără să vrei, vezi multe lucruri, da? Adică pui mâna pe sapă, pui mâna pe pui mâna pe greblă, pui mâna pe topor, pe multe unelte pe care de fapt le mânuiesc țăranii în fiecare zi. Din coace în perspectiva academică poți să observi cu alți ochi, efectul, plecând de la experiența ceea ce se realizează și ce trebuie făcut. Da. Gusti a fost mult mai mult decât atât. El a fost, în primul și în primul rând, inițiatorul, pentru că el avea modelul german de unde venise. Da. Și susținuse doctoratul strălucit în Germania și a avut profesori, personalități importante dintre părinții fondatori ai sociologiei, antropologiei, sociale, ai filosofiei statului și filosofiei politice. Și atunci Gustin avea de unde să învețe. Și el a vrut, de fapt, să transforme societatea românească și știa, era sigur că are resursa necesară societatea românească și gena e foarte bună. Pentru că gena românească e o genă maleabilă. Ai văzut că a mars epoci foarte ușor, adică ceea plus ce trăiesc gradul de inteligență care este recunoscut, adică s-au făcut studii de IQ și este unul dintre cele mai mari din lume, din Europa. Sigur. Și fii atent, Paul, acum fără a fi acuzat că lăudăm foarte mult propriul popor. Bine, ca să-ți iubești patria, vedem nu e urât. Și bune și rele. Da.
modul în care s-au sacrificat românii. Țăranii care au luptat pe front, în picioarele goale, efectiv. Pentru pământ. Deci pentru pământ și pentru țara asta. Și pentru țara, evident. Și acum toată lumea a uitat. Adică e o chestie... Noi asta nu o spunem, știi? Țăranii care înainte cu 7 ani de război fuseseră biciuiți și trași cu tunul, înțelegi? Da, îmi cer scuze că te întrerup. Mie îmi pare rău că de pildă la școală nu se mai învață nimic de răscoala din 1907. Acolo a fost o tragedie socială. Nu, dar aveam lecții înainte. Eu nu zic că era bine că înainte se insista pe asta, domne, dar este totuși nimic despre răscoala lui Horea Cloșca și Crișan, înțelegi? Nimic despre Bobâlna, nimic despre răscoala lui Gheorghe Dojea. Păi eu ce zic, Gheorghe Dojea, adică băi, fraților, stați puțin, că acolo s-a trecut peste faptul că unii erau unguri și alții români, erau toți țărani și au avut o cauză comună, adică normal. Erau probleme sociale, erau revoluții sociale. Exact. Bun, anii 30 sunt anii, să spunem, de aur ai școlii sociologice de la București, ai sociologiei românești, pentru că se creează chiar o facultate de sociologie. Încep primele forme de intervenție socială. România, paradoxal, are un sistem de asistență socială încă din anii 20. Înaintea multor state europene, mai avea Statele Unite. În Statele Unite, de fapt, se crease ideea aceasta de intervenție socială prin intermediul bisericii, da? Și a modului în care americanii aveau cultura aceasta a asocierii, a voluntariatului, a implicării în comunitate. Da. Ori România, prin Gusti avea contacte și peste ocean, pentru că era recunoscut ca mare specialist în România și unul dintre cei mai importanți din Europa, cum ai și spus. Nu întâmplător, în 1939, urma să în România Congresul Mondial de Sociologie. De sociologie. Și datorită, s-a conturat, a fost un program scris, au fost invitate multe personalități de pe 4 continente. Și nu s-a mai ținut pentru că n-au mai inițiatorii și, de fapt, invitația n-au mai venit pentru că începuse războiul în Europa. Și s-a contramandat pentru o dată ulterioară și nu s-a mai organizat niciodată. Pentru că după război, Gusti a fost trecut. E o întreagă poveste. O să aduc aminte spre final de Gusti, cum a sfârșit el, la cât de bine a făcut României și la cât de bine a făcut... Da, numai el. Nu, că acum e vorba de... Da. Numai el, de fapt. Clar, da. Mai avem, de fapt, o perspectivă care ține de gândirea aceasta a spațiului academic. El, dincolo de intervenția din comunitate, a preluat informațiile și le trecea, fie în rapoarte ale cercetătorilor, ale studenților, echipieri, da, cei care făceau parte din echipe, și le publicau în publicațiile școlii. Adică, Curierul Echipelor Studențești era un ziar mare, de unde, de fapt, găseai toate informațiile din teritoriul unde activau echipele, ce făceau, unde se implicau. Foarte frumos, am văzut toate aceste publicații care apar între 35 și 39, când 39, prin legea serviciului social pe care o promulgă Gusti, de fapt el o concepe și îl convinge pe rege să o promulge, că era într-o colaborare foarte bună și regele Carol al II-lea îl aprecia mult pe Gusti. Da, Carol al II-lea, puțin știu, în ciuda prostiilor pe care le-a făcut, că nu-i incorrect să spun așa, că până la urmă țara a avut foarte mult de suferit de pe urma politicii sale, care a picat și într-un moment nepotrivit. Adică atunci când se adunau norii asupra României, s-a trezit și el să instituie o dictatură lipsită de sens. În ciuda acestui fapt, totuși, el a fost un om de cultură veritabil și a fost aproape de academicien. Nu știu dacă asta a luat tatăl său și a subvenționat, a avut grijă, avea cap de neamț aici să fie informat. Aici, da. Să știi că anumite lucrări spun că nu era chiar așa de erudit, însă avea cultură. Cert este, și aici nu putem să negăm, că a construit școli și biblioteci în cele mai îndepărtate cătune, da? Păi de asta avea zis ideea că... aceasta de ridicare, de iluminare, da. Și asta înseamnă foarte mult. Păi da, pentru că aici era capul lui de neam și a dat seama că țara nu poate să evolueze. Erudit era taicăsul, el nu, dar pe de altă parte era un tip practic. Era un tip practic. Nu poți să fii un tip practic fără să știi materialul clientului, cu ce lucrezi. Sigur. Și atunci, normal că avea nevoie de sociologi în special. Acele publicații de care amintam, ca să continuăm, Curierul Echipelor Studențești, care se va transforma în Curierul Serviciului Social, pentru că devenise un serviciu social în slujba, de fapt, a societății, și toți cei care finalizau studiile universitare, academice, treceau prin acel serviciu social, făceau un fel de stagiatură, ca să folosim ghilimele de rigoare din limbajul acesta comunist și din practica comunistă. Ulterior avem Sociologie Românească, o revistă care a fost reactivată și apare și acum, deci apare încă din anii 30,
Avem după aceea Arhiva pentru Știința și Reforma Socială, o revistă complexă, pentru că avea în fiecare număr cel puțin 200-300 de pagini, au fost numere și de 600 de pagini și de 800 de pagini, care a apărut de fapt, a fost ca o publicație care a însoțit în primul rând Asociația pentru Știința și Reforma Socială, care s-a transformat mai târziu în Institutul Social Român, da? Deci a creat instituții reale, viguroase, Gusti. Deci a fost un temeietor real și de școală și de cercetare și de instituții. Adică îl poți analiza pe Gusti în multiplele lui valențe, dincolo de pasiunea mea, să spunem, pentru el. A fost un real profesor, a fost un om de stat, pentru că a fost și ministrul educației. Acum cred că majoritatea lumii academice românești recunoaște în el cel mai mare sociolog român, fără doar și poate. Și, evident, mai mult decât atât, pe lângă Arhiva pentru Știința și Reforma Socială, aveau multe alte colaborări cu revistele epocii. Spre exemplu, Emanuel Bucuța, care era un membru al echipei, colaborator foarte apropiat al lui Gusti, edita Boabe de Grâu, o revistă de mare valoare culturală. Constantin Răduiescu Motru, care era la fel colaborator al școlii, filosoful Răduiescu Motru și pedagogul Răduiescu Motru, publica Noua Revistă Română, o revistă de mare valoare intelectuală. Da? Constantin Brătescu, dobrogeanul nostru de aici, profesor la Cernăuți, universitar, care a făcut studii foarte ample și amănunțite despre Dobrogea, la fel colaborator al școlii sociologice, pentru că în numerele arhivei găsim consemnate cercetări ale intelectualilor dobrogeni, pentru că intelectualii dobrogeni au interacționat cu o parte a membrilor școlii sociologice, cum? Prin venirea echipelor studențe și a colaboratorului lui Gusti. Problema se dezvoltă foarte frumos până în anii 30, când încep, de fapt, să se contureze două mari școli, direcții. Direcții și nu doar școli, ci o parte a șomajului universitar, care practic se constituia într-o tinerime, într-o populație absolventă de studii universitare care nu își găseau rosturi, pentru că România nu se dezvoltase încă ca o structură socială și industrială să absoarbă forța aceea de muncă. De muncă, da. Și acele grupuri au intrat în mișcarea legionară, iar pe de altă parte Gusti, ca să-l ajute pe Carol al II-lea, a mobilizat de fapt tinerimea studențească în echipele studențești regale. Era de fapt o contrabalansare. Da? Da. Există o lucrare scrisă de doi autori, de fapt e unul profesorul nostru, Zoltan Rostaș, care a contribuit la foarte multe volume de documente și a analizat foarte bine școala. Este practic cel mai bun cercetător al școlii sociologice de la București și profesorul Rostaș îl cunoaște cel mai bine pe Gusti din perspectiva scrierilor și tot ceea ce a lăsat în urmă. Și Dragoș Drobiș, da, scrie la fel o lucrare fundamentală legată de modul în care tineretul universitar se conturase într-o altă masă socială concretă, care de fapt era menită să contrabalanceze mișcarea legionară, pentru că legionarii erau tabrele de muncă. Ei făceau studenții prin intermediul lui Gusti și a colaboratorilor, practic se implicau real în munca de ridicare a satului, dar pe principiul acesta al apartenenței la o structură de stat, o structură socială care să ajute statul, înțelegi? Lucruri destul de puțin cunoscute, pentru că astăzi se pun ușor etichete. Da, se pun etichete ușor și în afară de specializările sociologie, istorie, științe politice, antropologie, puțin se discută despre sociologie, mai puțin, să spunem așa, în zona asta a liceului, unde ai manualele de diferite tipuri, tip A, tip B, și se pun bazele unor concepte, însă insuficient. Să știi că este și un obiect de studiu dificil, totuși, că sociologia se face într-a 11-a, dacă țin eu bine minte. Da, în a 11-a. Dar totuși, să știi că dacă ar fi explicat, Paul, și dacă s-ar face încă din clasa noua pe diferite, să spunem, nivele de înțelegere, sociologia ar fi foarte bine înțeleasă, ar fi foarte frumoasă și ar ajuta pe toți absolvenții de liceu să aibă, de fapt, o viziune asupra societății. Modul în care societatea este structurată, modul în care se conturează dinamica societății,
socială, modul în care evoluează, modul în care e o dinamică a grupurilor sociale, adică elevii sunt privați de elementele acestea pe care, practic, le-ai putea integra în cultura generală. Nu trebuie să știe foarte multe lucruri, adică să știi cum să facă o anchetă de teren, cum să facă un sondaj de opinie, cum să facă o investigație, să spunem, într-o comunitate, pentru că aici avem, de fapt, multe dintre instrumentele cu care operează sociologia, aici, sau să facă o scalare, să facă, să pe tehnica scalării, care, de fapt, reprezintă particularități ale specialiștilor. Dar nu trebuie să ajungi până acolo. Trebuie să explici sociologia ca parte componentă a societății, a studiului societății și a cunoașterii, de fapt, mediului în care trăiești. Că, până la urmă, tu faci parte din aceleași grupuri, Paul. Aici tu, mi-ai dat fiind răspuns la o întrebare care m-a frământat. De curând am fost în Republica Turcă cu soția mea pe coasta Ciliciei, care este superbă, undeva între, până aproape de Siria. Da, este extraordinar, e plin de biserici creștine, de, și nu numai asta, situri arheologice. Acum, cei doi ghizi, unul era tătar, unul era turc născut în Albania, tătarul era născut la Ankara, nu era venit de aici, din Dobrogea, au tipul ăsta de care îți zic eu, Emra, a lucrat că de pe la 18 ani în România, a încercat să facă afaceri aici, un tip, un soi de self-made man, așa, foarte întreprinzător. Și ce mi-a plăcut, la un moment dat făcea niște comentarii, omul nu-i sociolog, dar avea unele apropieri cu sociologia, știi? Și spunea acolo în mașină, zice, domne, noi ca și voi românii avem o mare problemă. Pentru noi viața politică și partidele sunt ca un soi de echipe de fotbal. Adică, dacă mie îmi place Dinamo, poate să moară Dinamo, poate să piardă toate luptele, să, cadă, să se desfințeze, eu rămân cu el. Nu mă uit la partid sau cei care vin la putere, că mi-aduc mai mulți bani în buzunar, că mi-aduc prosperitate, ci i-am dat dreptate. Am zis, domnule, uite, un tip simplu, dar cu o minte foarte ascuțită, a reușit să vadă un lucru care ne diferențiază pe noi de Occident. Occidentul fiind mult mai pragmatic. Noi trăim puțin într-un idealism de ăsta atunci când e vorba de alegeri și m-am întrebat de ce. Și tu mi-ai dat răspunsul acum, pentru că într-adevăr nu mai avem formați oameni în sociologie care să înțeleagă, să caute, să pătrundă sensurile profunde ale dezvoltării societății românești, de ce așa și nu altfel, și nu dar așa, pornind de la premise reale, adică de la o analiză reală, în care factorul politic să nu se amestece. Și atunci, pentru că nu mai avem chestia asta, toată lumea politizează. Sigur, și din sigur cauza asta avem o mie de păreri alambicate, da, și nimeni nu rău mai înțelege nimic. Și care ne fac rău. Care ne fac rău, într-adevăr. Acum că totuși a rămas puțin nelămurit, care sunt instrumentele de cercetare ale sociologiei, păi am adus aminte, și avem așa direcțiile, adică, uite, de pildă, să-ți dau un exemplu, prin ce diferă de antropologie? Că antropos înseamnă om și ea se ocupă și de tot ceea ce om înseamnă, de fapt, creația intelectuală, moștenirea intelectuală și materială a umanității, absolut tot, antropos, și logos. Da. Se diferă de antropologia, de fapt, definește tot ce înseamnă creație culturală și materială, intelectuală. Deci este mai apropiată mai degrabă de etnografia, am putea zice. Categoric, pentru că etnografia, până la urmă, intră și etnologia, intră etosul poporului, în zona antropologiei, mai decât într-o sociologie. Deși ele sunt științe de graniță, care cumva, cu care cumva operează și sociologia și antropologia, sigur că da. Da, normal. Absolut tot ce compune, de fapt, parcursul omului de-a lungul existenței sale. Studiază antropologia, etnologia, etnografia. Sociologia se ocupă doar de modul în care se constituie societățile, grupurile umane, cum se coalizează ele, care e dinamica lor, în ce măsură evoluează, cum participă, cum se asociază, cum se separă, de ce se ajunge la conflict, gestionarea conflictului, Toate aceste elemente intră, de fapt, în zona de interes a sociologiei, pentru că sociul se spune a trăi împreună, adică cum trăim, de ce ne batem, de ce ne împăcăm, de ce suntem război cu unii, pentru că lumea a fost dominată de război, de mii de ani. Sunt sute de ani, spre exemplu, de războire, deci de stări de război între diferite comunități. De ce? Ce se întâmplă? Care e miza acestui război? Pentru că totuși oamenii au rațiune. Păi da, puterea politică, dominația pentru resurse, reîmpărțirea lumii în zone de influențe și așa mai departe. Și până acum, în ziua de astăzi, lucrurile funcționează în felul acesta. Da, de ce zâmbesc? Pentru că mă distrează, oamenii nu-și dau seama că sunt aruncați
aruncați într-o mare plasă de politicieni, da, la nivel global, la nivel mondial, atunci când vrei să spui câte o chestie sensibilă care nu le convine globaliștilor, de pildă, imediat pune eticheta pe tine, este adept al teoriilor conspiraționiste. Și eu le-am zis colegilor, oameni buni, eu sunt profesor de istorie, eu nu pot să nu observ că istoria omenirii a mers mână-mână cu conspirațiile. Adică vreți să-mi spuneți că oamenii s-au schimbat așa peste noapte, de unde înainte erau, își dădeau cu piatra în cap și se luptau și se coalizau în secret unii împotriva altora, deodată au devenit așa niște drăguți și vor ei să ducă, și numai globaliștii pot să ducă societatea înainte. Este o aiureală asta. Și, dar e o chestie care a fost speculată mult în Statele Unite, când asta cred că ține oarecum și de sociologie. Speculată în momentul în care a fost asasinat președintele Kennedy și n-au vrut să dea un răspuns și nici la ora actuală dovadă că au și secretizat arhivele. Sau dacă l-au, nu vor să-l dea din motive, s-ar putea să aibă niște motive proste pe care noi să nu le înțelegem. Abraham Lincoln a rămas într-un Evident, au fost patru președinți asasinați, dar până la urmă americani. Într-o sală de teatru. Exact, a fost asasinat. Da, și atunci, cum vrea unul să se ocupe de o chestie sensibilă și prinde cu mânța în sac, că de fapt aici e prins cu mânța în sac. Mă, ce aveți, mă? De ce e obligat să facă oamenii, de pildă, lucruri care sunt ciudate? Nu de ce atâta presiune? E, și atunci ce? Hai, bă, că tu ești adept al teoriile conspirației. Băi, băieți, dar cum a izbucnit primul război mondial? Păi n-a izbucnit în urma unei conspirații. Dar al doilea, am văzut un documentar extraordinar. Știu. Conspirația ocultă a naziștilor. Știu că ea credeau că vin din Shambhala, că Hitler că e o reîncarnare a marelui preot din Shambhala. Te doare mintea și ei zic, nu, a fost doar un ucigaș. Nu, stați puțin, că dacă îl studiem... Până să ajung acolo... A crezut în foarte multe teorii și cred că ar trebui să le sugerăm să citească cărțile acelea, care sunt foarte importante. N-ar fi rău ca să-l înțeleagă oarecum cu alții ochi, să nu înțeleagă cineva că la prob nici gânde așa ceva, dar istoria trebuie să ne înțeleagă și pe la bun și pe la rău. Aici sociologia cum operează? Sociologia operează pentru că aduce în prim plan toate marile evenimente istorice și practic operează cu materialele produse de aceste evenimente istorice, pentru că aduce în discuție sociologia, stările de război, le analizează, stările de pace, stările de, de armistițiu, modul în care evoluează societățile pe nivele diferite. Spre exemplu, Cătălin Zamitin scrie o lucrare, Istoria socială românească, cu un grup de cercetători de la Institutul de Cercetare a Calității Vieții, de la Academie, pe toate epocile istorice, cu amănuntele clare pe care a trebuit să le conțină orice manual, o lucrare de 400 de pagini pentru popularizare. Nu e o carte, să spunem, extrem de bine articulată științifică. Nici nu trebuie, că pentru omul care nu este trebuie inițiat să înțeleagă. În zona, ei produc o lucrare necesară și fundamentală pentru cunoașterea generală, pentru popularizarea generală a modului în care societatea românească s-a dezvoltat, social vorbind, istoria socială românească. La noi, spre exemplu, nu este luată în calcul istoria orală, adică ce povestesc oamenii în diferite epoci. Mare greșeală. Și aici Rosta Mare și greșeală. Profesorul nostru, pentru că a fost profesorul de doctorat al meu și al mai multor colegi de-ai mei și am învățat foarte multe de la domnul Rostaș, inițiază o serie de volume de istorie socială, fie interviuri pe care le-a făcut în anii 80 cu foștii colaboratori lingustici care mai trăiau, fie repunerea în diferite volume a unor documente care practic fac parte din interviuri anterioare ale reprezentanților școlii, inclusiv ale lui Gusti. Foarte interesante lucrări pe care puțină lume le cunoaște. Ele sunt într-un circuit închis. De ce? Pentru că le studiază studenții, profesori de la universitate, profesori de la liceu, dacă... Aici e partea rea, faptul că ele nu sunt popularizate, că nu se pun la dispoziția publicului instrumentele prin care se înțeleg. Care e problema noastră, Paul? Nu citim. Noi consumăm puțină carte, noi românii. De ce? Da, asta e o situație pe plan. Nu e la modă. Că americanii mai citesc și mai puțin decât și noi. Și europeni în general, da. Și atunci, de asta spuneam că din liceu ar putea să fie pusă baza, cum la literatura ai multe ore, ai văzut că după aceea păstrezi această, absolvent de liceu sau de facultate, păstrezi latura aceasta să citești literatură, să citești romane. Ești obișnuit din școală. Da. La fel se va întâmpla și cu sociologia sau cu psihologia sau cu antropologia, dacă s-a introduce câte puțin în fiecare clasă de liceu.
eu. În anii 30 se ajunsese, dincolo de latura aceasta a specializării universitare, a sociologiei, să se introducă la liceu. Și mulți dintre tinerii care ajungeau către universitate, deși nu mergeau la sociologie, aveau o cultură pusă, minimă, sociologică, da. Sociologică, și înțelegeau altfel lucrurile. Și asta a fost posibilă datorită culturalizării. Deci un procent de 70-80% dintre elevii de liceu din anii 30-40 studiau elemente fundamentale de sociologie și au contribuit ulterior în calitate de etnologi, de oameni de litere, de istorici, de filosofi, în ceea ce s-a conturat, de fapt, moștenirea sociologică românească și au definit-o, au continuat ceea ce făcuse Gusti până în anii 40. După aceea, sub diferite forme, fără să o numească sociologie. Da? E, dovada că noi avem această carență este faptul că în România, în ciuda unor critici care sunt bine venite, continuă să predomine, de pildă, cercetarea istorică de tip politic, și militar, în oarecare. Păi da, asta da? Da, este practic politic și economică. Da. Cu neglijarea, adică știi cum zicea, cum era într-o scrisoare pierdută, da, când zicea că ți-a venit că economia noastră este minunată, superbă, dar lipsește cu desăvârșire. Da, practic, da, studiile de graniță pe viață cotidiană, care absorbite de populație, da, 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 sunt de atâta interes, lipsesc. Tocmai din acest motiv, pentru că în mare măsură studiile pe partea politică îți permit după aia să ai și o trambulină ca să mergi înspre acest domeniu. Sigur, ori, aici este o mare problemă, pentru că, într-adevăr, noi nu ne înțelegem unii pe alții. Există o izolare. Da, este suficient nu ne să pleci din Constanța sau uneori chiar să intri în suburbii, spre viile noi, că și acolo e o zonă rurală, de fapt, zona rurală a Constanței. Rurală. Sau să pleci să te depărtezi 50-60 de kilometri și să intri în satul de aici și să-ți dai seama că tu n-ai habar, ești constanțean, dar n-ai habar despre Dobrogea. Sigur. Tu ești un om cu o mentalitate mercantilă, de negustor, centralistă de negustor și activități estivale și dincolo de asta prea puțin înțelegi. Ori asta este rău, pentru că exact ce ai spus tu, această fractură nu s-a, nu s-a acoperit. Da. Nu s-a acoperit până la ora actuală. Să știi că se adâncește fractura aceasta, adică discrepanța e foarte mare între lumea rurală românească și lumea urbană românească. Pentru că lumea urbană întotdeauna a trăit în mare măsură pe spatele celei rurale, a avut grijă să o folosească la maxim, i-a ținut pe ăștia într-o sărăcie luce și exact ce zici, dacă n-ar fi venit subvențiile pentru agricultură, n-ar fi existat poate nici la ora actuală interes ca ea să se dezvolte. Și o condiție mai bună a lumii țărănești astăzi. Da, o condiție mai bună, pentru că omul își vede rezultatele muncii, adică sigur, pe lângă ce crește... Le poate valorifica? Bineînțeles, da, le poate valorifica și asta este un avantaj. Acum, ceea ce vreau să te întreb, există, putem vorbi de o contribuție la nivel european a lui Dimitrie Gusti în ceea ce privește, de pildă, sociologia țărănească? Pentru că el cu siguranță aici a avut cele mai mari realizări. Păi, în primul și în primul rând, prin participarea lui la diferite manifestări europene, prin corespondența pe care a întreținut-o cu mari sociologi și mari oameni, să spunem, de cercetare din Europa, și nu doar din Europa, ci și din America, și modul în care modelul țărănesc român era oferit drept model de dezvoltare, model arhaic, clasic, în comparație cu modelele occidentale care evoluaseră și, de fapt, modelele occidentale erau... Distruseseră cultura țărănească. Erau, da, oarecum o distruseseră și, de fapt, la noi se mai găsea autentică această cultură. Da. Și veneau foarte mulți sociologi și chiar Gusti a mers cu o parte a echipelor în diferite zone ale țării tradiționale, să vadă acolo în situ cum trăiesc oamenii. Și aici a fost o altă, să spunem așa, vocație pe care Gusti a avut-o. Modul în care a încercat să dezvolte lumea țărănească, dar ea să rămână, de fapt, cu matricea aceea a timpului, să rămână cu tradițiile, să rămână cu valorile pe care, practic, le reprezenta. Pentru că în 1945, după ce trece războiul, Gusti publică în Scânteia un
un articol extrem de, de extins, să spunem așa, și elogvent, în care propune direcții de cercetare, adică direcțiile prin care el se pune la... Era foarte, el nu era un pro-sovietic, dar era un om de stânga, cum erau toți intelectuali în acea perioadă, chiar scrie și face comparație între capitalism și socialism și comunism și spune, în momentul în care eu vă stau cu experiența mea și cu toți colaboratorii mei la dispoziție și a spus, lumea țărănească, industria, educația, școala, finanțele, politica externă, Institutul de Institutul Națiunilor urma un proiect în care să se înființeze după modelul Institutului Social Român un Institut al Națiunilor Europene. În sensul acesta pozitiv și extins, adică după aia a dat resursele fundamentale pe care le avem și pe care nu le au europenii, Dunărea și Delta Dunării, pentru că Dunărea avea un important parcurs pe teritoriul României, adică era un vizionar și un om care știa foarte bine care sunt de fapt oportunitățile pe care noi le putem exploata și resursele statului. Și mai mult decât atât a spus tinerimea noastră, care este o tinerime inteligentă, el cunoștea studenții, cunoștea materialul acesta genetic. Da. Răspunsul a fost violent al autorităților. Mi s-a făcut o, să spunem așa, o onoare că nu a fost arestat. Cum s-a întâmplat cu Ghibu, sără. Cum s-a întâmplat cu Ghibu, cum s-a întâmplat cu Vulcănescu, cum s-a întâmplat cu Henri Stahl, cum s-a întâmplat cu Octavian Neamțu. Da. Păi au murit mulți în închisoare. Da. Bun. Și Neamțu ulterior a revenit și inclusiv Henri Stahl nici el, Anton Golopenția, moare și el în închisoare, nevinovat efectiv ca și Vulcănescu. Eu am citit memoriile lui Ghibu și scrisorile lui de după 45 și efectiv, cum să zic eu, gemea de supărare că știa atâtea și nu era folosit. O să spunem de ce, și de ce n-a fost era folosit. Imposibil să pătrundă în lumea în care el vrea să facă numai bine. În 45, această viziune, de fapt, pe Gusti l-a și propulsat în funcția de președinte al Academiei, care a deținut din 44 până în 46, a fondat Consiliul Superior al Cercetării Științifice, Consiliul Național al Cercetării Științifice, este o instituție creată de el, desființată de comuniști în 48, și, de fapt, i s-a făcut o concesie că n-a fost arestat. Și unul dintre coechipieri, dintre studenții lui, Miron Constantinescu, care ajunge mare ștab comunist, da, se pare că a avut un rol cumva în convingerea lui Dej să fie lăsat profesorul în pace. Dar nu l-au lăsat în totalitate, pentru că i-au luat casa, i-au luat biblioteca. Da, biblioteca a fost urcată cu cărți valoroase și aproape unice. Au făcut aia cu indexul cărților interzise exact. Și sigur el avea o grămadă. Sigur că da și mai mult decât atât, la el acasă păstra întreaga arhiva Institutului Social Român. Da. Și a fost încărcată de față cu Gusti în camioane și dusă în direcție necunoscută și distrusă. Săracul, s-a pierdut enorm. Era să facă și a trăit Gusti în ultimii ani de viață o parte bună a anilor până către 1955, că moare în 55, în casa din Chitila a unui fost student, Constantin Necula, dacă nu mă înșel, îl cheamă, care ajunsese profesor de limbă română și era socialist, era comunist, de fapt, simpatiza și, într-o anumită măsură, puțin au știut că Gusti locuiește acolo. Da? E o poveste destul de complicată a lui Gusti. L-au lăsat fără pensie la un moment dat. A fost o întreagă poveste. A intervenit Constantinescu pentru el. Am văzut-o și la Ghibu. Da. Un mare intelectual al României și un mare creator de școală, un mare reformator, un mare pedagog. A făcut importante reforme și în educație, în calitatea lui de ministru al educației. Educației, da. Da? După Haret. Adică el a continuat ceea ce Haret a lăsat. Spirul Haret, da? Comuniștii nu au vrut sociologia din două importante cauze. Da. După aia mai sunt și altele, multe. În primul și în primul rând, Partidul Comunist s-a declarat partid unic și toată forma și forța dezvoltării venea din sursa Partidului Comunist, adică modelul sovietic. Da. Sociologia ce face? Practic operează cu propriile instrumente și prezintă realitatea societății. Da, și cu realități care nu convin uneori. Da, și nu convin, iar România avea multe realități care nu contrare ideilor și contrare doctrinei comuniste. Și propagandei. Propagandei. Da.
Și atunci au desființat-o brutal, ba chiar au demonstrat în diferite rânduri. Materie burgheză, da, așa au spus. Că este o disciplină burgheză și că de fapt este nocivă social, da? Pentru că ea produce subversiv, adică produce știință subversivă sau produce învățătură subversivă. Era o bazaconie, evident. Da, bineînțeles. Pentru că sociologia, fără sociologie, nu poți să numești un stat modern. N-ai cum. Da. Adică trebuie să, în orice stat care se respectă, investițiile în societate nu se fac decât atunci când ajung în teritoriu sociologi, antropologi, economiști. Păi, ideea este că în loc să cunoști realitatea, să acționezi unde ai de acționat, te apuci și vii și dai comenzi. Asta era diferența, de fapt. Deci prima cauză a fost aceasta, contradicția domeniului sociologiei, domeniul de cercetare a sociologiei cu ideologia propagandă, comunistă. Și mai ales cu propaganda. Da? Și a doua a fost aceea că sociologii sunt oameni liberi, sunt oameni care de fapt operează și ei pun în balanță toate sursele, da? Și erau foarte greu de convins de fapt acei specialiști care la rândul lor formau alți tineri, să spună altceva decât era. Da. Și atunci, bine, și scrierile și modul în care sociologia de fapt scotea realitatea din societate și o aducea în spațiul public, da? Ceea ce comuniștilor nu le convenea. Ei trebuiau să aibă o singură sursă de comunicare, doar ei, și să fie cei care diseminează comunicarea, iar societatea să asculte și să se supună. Asta au fost cele două cauze fundamentale. Au mai fost adiacente și alte multe cauze. În primul rând, comunismul a propulsat oameni marginali din societate. Da, deci toți cei care ajunseseră directori. Care erau obedienți față de partid. Președinții de cooperative agricole sau de... Ei n-aveau nevoie decât de executanți. Erau oameni fără studii. Da, erau oameni care nu aveau carte. Președintele statului, cel care conducea România. Era un om cu studii medii. Electrician. Și asta a fost, da. Ce poți să... Ceaușescu nici medii, studii primare. Da. Ce poți să îi ceri un astfel de om? Mulți spun, domnule, știi, le caută scuze. Nu! Ei au fost, de fapt, un accident fatal pentru România. Au gestionat un regim politic criminal, pentru că au murit mii de oameni, practic uciși de către statul care trebuia să-i apere. Statul a însemnat un stat criminal între 45 și 89, cu toate regulile dreptului internațional, Paul. Dacă ai lua regulile pe care dreptul național prin convenție de la Haga le prescrie în scriptele lui, statul român comunist, este, adică se poate integra în ceea ce spunem, de fapt, trăsăturile unui stat criminal. Da? Pentru că instituie închisori, teroarea, îi ia pe oameni, îi bargiocorește, îi biciuiește, îi împușcă efectiv. Îi trimite în lagăre, le spală creierul. Justiția este, de fapt, în loc să facă dreptate într-o societate, ea este, de fapt, adiacența partidului. Da? Este un instrument, pentru că miliția nu putea aresta fără ordinul judecătorului sau al procurorului. E foarte clar. Da, bineînțeles. Ceea ce, să știi că ulterior, a costat foarte mult și după 90. Și ceea ce se reflectă, se reflectă în multe dintre obiceiurile proaste ale puterii din România. După 90, ca să nu politizăm emisiunea, după 90, sociologia este readusă. Este readusă într-o primă formă în 66. Se înființează duplele specializări. Psihologie, sociologie, pedagogie, sociologie, filosofie, sociologie, istorie, sociologie. Mă rog, diferitele universități au găsit această, să spunem așa, formulă. Și cei care nu erau suficient de în vârstă, mai puteau să predea, au preluat, de fapt, au renodat tradiția aceasta sociologică românească și totuși, după 90, a fost posibilă, de fapt, reînființarea sociologiei ca domeniu și știință academică de cercetare, de studiu și de intervenție socială. Pentru că acum avem, în marile centre, avem facultăți de sociologie și asistență socială. Chiar la București e o facultate de sociologie și asistență socială cu toate formele de educație academică. Licență, masterat, doctorat și postdoctorat, da? Unul dintre prietenii mei este decan acolo, Doru Buzducea. Rectorul Universității din București, actual, Marian Preda, este profesor, a fost profesor, începând de la asistent și până la profesor universitar, la sociologie, a fost decanul acestei facultăți. Da. După aceea, la Iași, avem facultate de sociologie, în cadrul facultății de științe sociale, dar există specializare de sociologie, la Babeș-Bolyai, la Craiova, la Timișoara, la Sibiu există sociologie. Avem în centrele universitare din România sociologia reprezentată destul de bine. Se poate și mai bine, dar se fac eforturi. În schimb, a rămas nereprezentat în studiile preuniversitare. Eu cred că la liceu sociologia trebuie să studieze în cei 4 ani.
clasa 9, bine, clasa e bine 10, că se face și un an, dar tare mie că o să dispară acum, că ar fi este o, așa ar fi o, mare, o luptă nedemnă. O mare greșeală. Da, este o luptă nedemnă, aș putea zice, între oamenii care conduc educația, că pun pe primul plan materia lor în loc să aibă în vedere și finalitățile educației și ce vor să facă cu acești elevi. Sigur, și atunci, dacă la noi cam așa se întâmplă, dacă cel care conduce educația este profesor de matematică sau mai știu eu ce, nu este cu mintea lui Haret, este cu mintea unui matematician. Și zice, păi, matematică și matematician trebuie, păi asta am și spus, asta am și spus, dar el a avut minte și de pedagog, sigur. Știi? Adică s-a gândit la, normal, la interesul general al societății, sigur, că el, sigur, și el putea să rămână savant, că puțin știu că el a dat doctorat în Franța, sigur, cu o temă de mare interes. Sigur, foarte, a scris evident și chiar o lucrare de mecanică socială. Exact, da? Exact, da. Pe lângă studiile lui de corpuri cerești, despre corpurile cerești, exact, despre matematică aceasta diferențială. Păi da? aici sunt mari oameni care reușesc să-și depășească propria disciplină condiția, și practic să ajungă undeva la granița care și cu alte disciplină. Știi, dacă apropo de creatorii științelor românești, mulți activează în spațiul românesc și sunt buni specialiști, deși ei sunt jumătate români sau... Da, ce dar vreau asta să zic, nu înseamnă că tu, n-au tu știi că soția mea are foarte puțin ceva de român în familie, mai degrabă de e slav. E melting pot, da? Păi da, păi este și poloneză, și sârbaică, și, și armeacă, și rutaia. Nu, bulgăroaică nu, dar are ceva de, toate... de la ruten, de la... Dar pe ea, dacă o întrebi, ea este mai... E, mai româncă decât, mai românii. Româncă decât românii. Adică nu trebuie să ne mire și aici este o latură bună a poporului lui român, care din păcate nu este exploatată. Faptul că sigur, foarte sigur mulți străini găsesc în... un cămin real aici. Exact, un cămin real și în stilul ăsta al românilor de a fi afectuoși și asta ei s-au simțit bine și au zis, domnule, poporul ăsta merită apărat, merită, care și calități merită, nu are numai defecte. Dar au apărat și s-au implicat foarte mult acești specialiști. Exact, asta am spus. Acum, ce vreau să te întreb, ai reușit să afli în vreun fel în spatele relansării sociologiei? Este Ceaușescu sau mai degrabă Ion Gheorghe Maurer? Eu zic că Maurer, că el era prim-ministru și era un tip... Era un tip inteligent, citit, da? Da. Și a mai fost și Corneliu Mănescu, care era prieten cu amândoi. Da, era și Corneliu Mănescu e oarecum discipolul lui Maurer. Da. Aici a fost, de fapt, mai degrabă o influență venită din exterior. România se deschidea, pentru că Ceaușescu, fracturând relația cu RSS, da, după perioada aceasta a continuat, de fapt, linia de din ultimii ani de naționalizarea comunismului, ca să spunem așa, da? Pentru că într-un articol, cred că prin 2000 scris, era cu litere de șchioapă chiar un număr din dosarele istoriei, Gheorghiu Dej, un stalinist în haine naționale. Apropo, este și e corect. Și corect, da. Și da, cred că a continuat această linie de rupere sau de ieșire din subcutela sovietică, spunem noi, da. Și occidentalizarea, cu tot cu ghilimele, relațiilor României cu restul statelor occidentale. Care, din păcate, s-a produs numai la vârf, că la aici vârf, a fost greșeală. Da, și la diplomație. Da. A încercat cumva să fie dublată și în lumea academică a științelor, adică să înceapă să se studieze științe care erau interzise până la un moment dat, să se introducă cumva în circuit științific niște lucrări trecute la index și ele și să se permită, de fapt, retipărirea unor lucrări ale unor autori care fie dispăruseră, fie fugiseră din România. Da. E un paradox aici, care, de fapt, s-a simțit la nivel superior, dar mai puțin în lumea de jos, care a rămas o lume a cenzurii, a, mă rog, monitorizării. Statul polițienesc a rămas sub Ceaușescu, foarte clar. Da, cu toate instituțiile de represiune, de monitorizare, toată această... Și repet, la nivel sociologic, structură, la nivel de gândire, cel puțin al clasei politice, se păstrează. Eu nu politizez discuția, pur și simplu, că, pentru că, până la urmă, clasa politică românească, ca orice altă clasă politică, are și bune și rele. Categoric, dar asta categoric este partea rea. Nu reușește să se rupă de această moștenire, de aceste modalități de a conduce cu bâta oarecum. Păi, adică, nu știu altceva, Paul, dar n-au exact, metode, pentru că tu trebuie să ai o educație plurală în societate. Ori în România ori n-a dacă existat n-ai exemplu, plurală. Dacă ai fost format acolo și nu ai categoric reușit puțin să vezi și părțile bune din exterior, care sunt și părțile. Paul, păi cei care conduc România sau care au condus după 1990 sunt formați toți în comunism. Exact, și cei care acum sunt în elite, să spunem așa, dacă putem să le numim așa,
sunt formați, sunt născuți în perioada comunistă, formați în primă fază, tot în comunism și ulterior dezvoltați, inclusiv noi doi, dar noi trăim în societate și ne confruntăm cu nevoile cotidiene. Da. Pe noi nu ne ajută nimeni, nu avem prieteni care să ne propulseze, să ne dea o funcție care e plătită cu 15.000 de lei și muncim zi de zi, dacă nu mergem la muncă, nu avem ce mânca și de asta noi, de fapt, gândim alternativ altfel și plural, pentru că știm că ne confruntăm cu lipsurile dacă nu mergem la muncă, dacă nu ne facem meseria cum trebuie, s-ar putea să avem probleme. Ori la nivel politic e un grup, se susține acel grup prin reprezentanții pe care are, să spunem așa, se susțin reciproc, da? Noi nu facem parte din acea elită cu ghilimele sau lume, da? Fie să fie la ei acolo, ca să spunem așa, dar totuși lasă puțin statul ca să se dezvolte liber, lasă deoparte instituțiile acestea care de fapt se suprapun, lasă cumva liberul cuget al oamenilor, lasă să circule de fapt foarte ideile. Bine ideile, dar de ce să-l influențezi pe ăla să gândească ca tine? Și de ce vezi tot timpul un pericol în circulația ideilor? Da, pentru că aici ce se întâmplă? E o problemă, Paul, mare. E un principiu foarte vechi. Cel care ajunge la putere va ieși cu picioare, își dorește să iasă cu picioare înainte de acolo, pentru că puterea îți dă o stare de transformă la nivel mental, cognitiv. Adică văzând că toată lumea este la mâna ta, vine, te adulează, îți creează numai stare de bine, nu mai vrei să pleci de acolo, pentru că știi că pierzând puterea, și noi români avem o tradiție, cum a plecat șeful, ne ducem către celălalt, imediat trecem în barca cealaltă. Și asta se întâmplă peste tot. Dacă permiți, este și o maximă care mi-a place tare mult. Moartea împăratului, bucuria nebunilor. Da, bucuria nebunilor, da, sigur. Imediat totul, și imediat se rearanjează. Și avem exemple, eu am exemple multiple în cei 50 de ani pe care i-am, 52 de fapt. Da. Mulți înainte de Nachez, mulțumesc frumos pentru această lecție de sociologie. Nu e o lecție, doar am discutat noi sporadic așa câteva unele elemente ca să vedem că românii își au propria lor contribuție. Evident că nu putem să o comparăm cu cea a statelor care au avut tradiție în domeniu și care au dezvoltat în permanență. Și în cercetare au avut tradiție. Asta este problema, că au dezvoltat și au încurajat cercetarea, pentru că și la noi de degeaba se face facultate la nivel foarte înalt dacă de fapt cercetătorii emigrează, pentru că nu vrei, refuzi să dai bani ca să dezvolți o cercetare autohtonă. 5% din PIB la cercetare. Ce ne mirăm? Asta este situația. Încă o dată îți mulțumesc și sper ca pe viitor să avem o discuție și pe antropologie. De ce nu? Cu mare drag. Pentru că antropologia este și mai puțin înțeleasă și mai puțin cunoscută. Da, e aproape, de fapt, o știință, să spunem, aproape ezoterică, adică și inițiații, o ocultează, o ascund foarte bine. Da. Încă o dată mulțumesc pentru participare, dragi telespectatori. Vă mulțumesc și dumneavoastră pentru interesul cu care sper că ați urmărit această emisiune, care nu a fost una simplă și vă doresc să ne auzim cu bine. Bună ziua!